ce în ce mai fine, așa. Și pânza asta și apoi fierul de foarte. Cristina Diana Bejan este unul dintre dascălii care știu să-și facă elevii să îndrăgească o materie prin metode practice și prin implicare. Nu m-am gândit că voi deveni profesor, pentru că pur și simplu nu știam ce frumos este să lucrez cu copiii, dar în momentul în care am ajuns la catedră, mi-am dat seama că sunt potrivită pentru meseria aceasta și pe măsură ce au trecut anii, m-am adaptat și mi s-a părut așa că mi se potrivește din ce în ce mai bine. Nu știu dacă am neapărat un secret, dar știu că elevii mă fac să fiu tânără. Diana Bejan este printre cei 10 finaliști ajunși în etapa finală a campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, lansată de Fundația Dan Voiculescu. Elevii o susțin și o apreciază foarte mult pentru implicarea de care dă dovadă. Are un stil aparte de a preda prin faptul că întotdeauna am binat practica cu teoria. A avut o influență foarte mare pentru mine de-a lungul liceului. Pot spune că dumneavoastră este persoana care m-a ajutat să-mi aleg drumul în viață. Am participat cu dumneavoastră la 3 proiecte, toate pe tema asta. Internaționale, am câștigat premii, locul 2 la un concurs. Doamna Diana Bejan este un adevărat cercetător. Este un om deosebit și un prieten de excepție. Suntem mândri că este colega noastră. Sute de profesori din întreaga țară s-au înscris în campanie, iar începând de pe 7 iunie, toți actualii, dar și foștii elevi, sunt invitați să îi voteze pe cei 10 finaliști la adresa www.fundațiadanvoiculescu.ro.